Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă cu specialiștii pentru starea noastră de bine și căutăm să învățăm cum putem să ne asigurăm că suntem bine și că putem să fim alături de cei dragi de fiecare dată când au nevoie de noi. Iar sănătatea este cel mai important pas într-o viață lungă și frumoasă și mai ales în momentul în care vrem să le arătăm dragostea celorlalți, pentru că cum poți să fii alături de ei dacă tu nu ești bine? Și ca să fim bine, ajungem și la subiecte ceva mai delicate, dar care, tratate și identificate din timp, nu sunt chiar așa de tragice precum sună numele lor. Vorbim în acest context pentru că Astellas Pharma România a pornit o campanie de conștientizare asupra cancerului de prostată. Fă mai mult pentru tine, verifică-ți prostata. Este o campanie de informare și mai ales una de prevenție, care ne ajută să înțelegem ce înseamnă acest tip de cancer, care este impactul asupra familiei și mai ales ce putem să facem ca să nu ajungem la o formă care deja nu mai poate fi tratată. Ne ajută să înțelegem mai bine aceste lucruri. Doamna doctor Alina Turcu este oncolog specialist alături de noi la Europa FM. Bun venit! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și salut și ascultătorii dumneavoastră. Așa cum ați spus, chiar dacă sunt subiecte care ne fac mai puțin plăcere, e bine să le înfruntăm și să înțelegem ce se întâmplă pentru a face cât mai devreme ceva util. Este știut că, sau nu este știut, și am să spun ascultătorilor dumneavoastră, cancerul de prostată reprezintă a doua localizare din bolile oncologice la bărbat, deci este destul de frecvent întâlnit și de aceea e important să știm ce avem de făcut pentru a preîntâmpina diagnosticul într-o fază avansată. Spun asta pentru a preîntâmpina diagnosticul într-o fază avansată, pentru a înțelege că nu putem, din păcate, preveni să ne îmbolnăvim, adică nu există adesea discuția ce să fac să nu fac boala asta. Nu, asta nu putem face, însă toți viitorii pacienți se pot diagnostica devreme. Întrebarea este cum? În primul rând, sau ce anume să le atragă atenția ca o problemă. În mod normal, se face o supraveghere a PSA-ului oricărui pacient peste vârsta de 50 de ani. PSA-ul este o analiză care este un antigen prostatic specific, e o analiză de sânge. Deci, practic, este o manevră ușoară să mergi să recoltezi sânge și să-i vezi valoarea PSA-ului. Bineînțeles că oamenii întreabă cine sau unde să mă duc să fac asta. În opinia mea, cred că ar trebui foarte bine implicat medicul de familie și cred că orice bărbat se adresează medicului de familie cu întrebarea unde să-mi fac sau cum să procedez să-mi evaluez prostata cu PSA, poate primi răspunsul și indicația unde se poate recolta. E un lucru simplu. Până la urmă să-ți iei sânge și să afli o valoare de PSA, pe care e de preferat să nu o interpretezi singuri sau să nu-i găsești valorile și să începi să cauți ce o să faci cu valoarea aia sau ce să faci dacă îl vezi un pic mai mare. Automat, părerea mea, tot un lanț normal și firesc e să se întoarcă la medicul de familie să arate valoarea care să-l îndrume către urolog. Deci pasul 2 este mers către specialistul și anume urologul, care va completa examinarea cu tușeul rectal și tot ceea ce urmează. Nu e bine să mergem direct la farmacie și să cerem suplimente alimentare sau tot felul de medicamente pentru că am un PSA mare. Nu. Doamna doctor, cumva ați intrat direct așa într-o temă care este foarte generoasă și de care ne temem să vorbim și trebuie să recunosc eu ca bărbat că sunt lucruri de care fugim. Dacă în cazul femeilor există ceva mai multă responsabilitate și există mai multe campanii de conștientizare și deja știm mai multe despre tot felul de forme de cancer care le afectează pe acestea, în cazul bărbaților se vorbește foarte puțin. Nu știu dacă e vina la noi pentru că evităm acest subiect sau pentru că
statisticile nu ar fi cumva suficient de îngrijorătoare încât să pună acest subiect pe masă. Însă uitându-mă la statisticile pe care le văd din România, văd că se înregistrează anual peste 6.000 de cazuri noi și aproximativ 2.500 de decese generate de cancerul de prostată și v-aș întreba, există vreo vârstă de la care ar trebui să ne îngrijorăm, să facem aceste controle? Când ar trebui să începem să ne punem problema ca bărbați să ne gândim la cancerul de prostată și la acest risc pentru sănătatea noastră? Am zis că vârsta generală, vârsta de 50 de ani. Acum, trebuie să știm că tendința asta de a urmări în populația generală toți bărbații de 50 de ani s-a constatat prin diferite studii că nu e chiar folositoare, ca să zic, în sensul că s-a ajuns și la supratratarea bolii. Însă și punctez, sunt situații în care sunt factori de risc care trebuie reținuți și acești bărbați trebuie oarecum cu ghilimele de rigoare, obligatoriu să se urmărească cu PSA. Și am să amintesc puțin, și anume pacienții care au istoric familial de cancer de prostată, adică au rude de gradul 1 sau chiar la 2-3 generații, adică bunicul sau bunicul bunicului, mă rog, informație pe care știm că foarte puțini o au, așa, dar e bine de știut. De asemenea, pacienți care au în familie și alte neoplazii. E bine să întreb, o să zic că de unde să știu. Da, sunt anumite neoplazii care se înrudesc genetic cu cancerul de prostată, pancreasul, colonul, cancerul mamar, de exemplu, dacă mama a avut sau. Trebuie să înțeleagă că are un risc mai mare decât oricine și absolut trebuie să își facă un fel de obișnuință, de rutină de a-și testa PSA-ul. Discuțiile există, mă rog, sunt și populații predispuse, dar nu e cazul la noi, nu avem populație afroamericană care sunt mai predispuși la această afecțiune. De asemenea, probabil că apare întrebarea, dar cât de des să fac asta? O dată pe an cred că este suficient, pentru că așa cum am și spus, nu este o investigație nici extrem de invazivă și nici de complicat de realizat, e doar de recoltat o analiză de sânge în laboratoarele în care, și încă o dată insist, medicii de familie trebuie să implicați în orientarea și consilierea pacienților pentru așa ceva. Dar dacă acum domnii ne aud la radio, pot să se ducă să-și întrebe, ca să nu spun să ceară sfaturi pentru a-și putea face PSA-ul. Da, le mulțumim celor care ne urmăresc în acest interviu și video sau celor care ne ascultă pe frecvențele Europa FM. Doamna doctor Alina Turcu, haideți să o luăm cumva cu începutul. Am mers spre partea asta de prevenție, semne pe care ar trebui să le urmărim și să ne trimită la doctor, dar v-aș întoarce cumva la prima literă din alfabet și în dreptul A-ului aș pune ce este acest cancer de prostată și cât de frecvent este el în rândul românilor. Ce este cancerul de prostată? Cancerul de prostată este o afectare la nivelul prostatei care este dependentă de tip hormonal și anume este o distrucție produsă sub stimulul androgenic la nivelul prostatei. Această transformare sau putem spune că, mă rog, e dependentă sau este mai mare, mai mult probabilă cu vârsta. Există chiar o teorie spusă că dacă speranța rasei umane ar fi peste 110 ani, toți bărbații ar face cancer de prostată. Deci o oarecare transformare la nivelul celulelor prostatice sub stimul hormonal. Deci așa, pentru ascultătorii noștri de reținut, e o boală hormonal dependentă, absolut. Cât de frecventă este, e destul de frecvent, așa cum am spus, este a doua localizare în neoplaziile de la bărbați în lume. Din păcate are încă o rată de mortalitate destul de mare prin neoplazie și la noi pot să vă spun că, din păcate, nu am găsit o statistică foarte clară legată de, nici măcar în Centrul de Supraveghere a Sănătății din România, legată de incidența în ultimii ani. Dar este, așa cum am zis,
pe locul 2 după cancerul pulmonar. Bun, mi-ați menționat vârsta de 50 de ani ca reper. A trebuit să aștept să ajung la această vârstă sau a trebuit undeva pe măsură ce trece timpul, undeva după 40-45 de ani, deja să mă gândesc la acel screening și la acea verificare periodică? După vârsta de 45 de ani se pot gândi acei bărbații din zona de risc pe care am discutat-o mai devreme, adică cei care au istoric familial de cancer de prostată sau alte cancere înrudite în familie, ei sunt îndrumați oarecum să înceapă mai devreme această supraveghere. Există diferențe între partea, să zicem, europeană și americană de școală de recomandare, dar da, am ce zis că medie este vârsta de 50 de ani, pentru că la noi o să vedem că în cadrul societății europene recomandarea este chiar 55 de ani. Iar vârsta de 45 de ani e pentru cei care au riscuri familiare în mod obișnuit. Bun, vorbim despre cancerul de prostată, un subiect sensibil și pentru bărbați un subiect pe care îl evită, pentru că nu e așa, nu ne place să discutăm despre lucrurile delicate și ne gândim că nu ne pot atinge vreodată aceste probleme, însă din câte înțeleg este o problemă frecventă cu care se pot întâlni bărbații, inclusiv aici în România. Și pe lângă predispoziția aceasta genetică din familie, mai există cumva alți factori de risc la care ar trebui să fim atenți? Da, factori de risc menționați, în principal sunt obezitatea și automat din asta derivă obiceiul alimentar, adică consumul excesiv de grăsime sau sedentarismul și lipsa de mișcare sunt un factor de risc pentru așa ceva. Consumul anumitor alimente, dar aici n-aș vrea să se interpreteze și dacă mă aude cineva spunând consumul de lactate este detrimental, nu o să mai mănânce de mâine lactate, în niciun caz. Există niște studii, niște teorii în care arată că de fapt excesul de calciu, precum și cel de acid folic, ar favoriza producerea de cancer de prostată. Dar aș menține pe lângă factorii familiari ca un element important obezitatea și lipsa de mișcare, la care, bineînțeles, adaugă consumul de alcool. În general, dacă stăm așa, să ne gândim o viață nesănătoasă și dezechilibrată. Bun. Ajungem la punctul în care este depistată această afecțiune. Care ar fi terapiile disponibile? Terapiile disponibile sunt multe. Există așa ca o cutie a Pandorei deschisă, pentru că nici în oncologie, în ultimul timp, s-au produs adevărate revoluții și nici cancerul de prostată nu a fost mai sărăcit, să spunem de asta. Practic am de 20 de ani oncologia și am să vă spun că acum 20 de ani pentru acești pacienți existau puține terapii și erau acele terapii antiandrogenice, adică antihormonale, de care am spus. Acum, dacă stăm să ne uităm pe panelul de tratamente, sunt extrem de multe tratamente inovatoare și sunt foarte multe posibilități. Adică, spunem că boala are șansă în orice etapă a ei. Ne dorim să nu ajungem în etapele avansate. De ce? Pentru că tratamentele, în primul rând, sunt mai greu de suportat și de tolerat, lucru care afectează foarte mult calitatea vieții pacientului și familiei lui. De asemenea, sunt mai costisitoare pentru societate și îl fac pe pacientul respectiv mai puțin util, lucru care, chiar dacă ne gândim la societate, ne gândim la el, îi afectează foarte mult viața. Dar da, există multe strategii terapeutice, multe posibilități și chiar inovatoare în ultimul timp, terapii de tip țintă, imunoterapie. Deci este un domeniu care s-a dezvoltat mult și care oferă foarte mult acestor pacienți. Adică speranța de viață în bolile avansate a devenit mult mai mare, depășește cu mult 5-7, merge către 10 ani. Bun, uitându-mă la acelea statistici de care vorbeam la începutul discuției noastre, am observat că, în mod comparativ cu alte afecțiuni oncologice, cancerul de prostată evoluează de obicei lent, în ani de zile, și totuși rămâne o afecțiune diagnosticată târziu. De ce se întâmplă acest lucru?
Mai întâi am să fac o specificare, care așa mai puțin este mai, mă, nu mai puțin, mai mult profesională. De la început, cancerul de prostată poate fi împărțit, să spunem, în două ramuri, în cancerul cu evoluție lentă, dar există și cancerul cu evoluție rapidă. Noi, ca specialiști, când ne aflăm în fața unui diagnostic nou de cancer de prostată, trebuie să stabilim care este, de fapt, categoria pacientului din fața noastră pe baza indicatorilor pe care îi avem. Și de-abia atunci putem să stabilim și tratamentul și vedea evoluția în timp. Deci, da, există pacienți cu evoluție lentă, și chiar în ultimul timp se discută ca aceștia să nu mai fie supratratați, adică să folosească terapiile antiandrogenice de la început și să fie supravegheați. De ce? Pentru că terapiile îndelungate și prea devreme începute afectează și ele calitatea vieții. Dar există într-adevăr și boli destul de agresive. Întrebarea, cu toate că boala are o evoluție lentă, dar pacientul este tardiv diagnosticat, probabil că nu e doar pentru cancerul de prostată, e pentru multe alte boli și nu neapărat din oncologie. Oamenii merg mai greu la medic sau când își recunosc anumite semne clinice, pentru că am vorbit că să-și detecteze PSA-ul, să-și urmărească PSA-ul pentru o detectare precoce a bolii. Să spunem că sunt persoane care trec peste asta, însă automat dacă boala se instalează, le dă niște semne că ea există. Acele semne sunt tulburările de micțiune, micțiunile frecvente nocturne, dificultatea de a urina, lucruri care se instalează progresiv și pe care fie nu vor să le ia în seamă, fie le pun pe seama înaintării în vârstă și ajung în stări de urgență cu blocaje urinare, lucru în care deja și boala e foarte avansată. Deci oarecum cred că este dintr-o neatenție pentru propria persoană și ce-mi doresc este să atrag atenția că orice lucru care intervine în starea noastră de bine zilnică și nu era, este în rău, ne atrage atenția că avem ceva, avem un semn, trebuie să ne ducem să-l relatăm unui medic. Unui medic, întrebarea este cu cărui medic, cel mai la îndemână este medicului de familie, care, dacă vede anumite semne, știe să orienteze pacientul către specialistul corespunzător. Nu e bine nici să citim pe Google sau, mă rog, nici să ne tratăm singuri sau să, exact cum am spus și mai devreme, să folosim nu știu ce suplimente sau nu știu ce am auzit. E bine întotdeauna să întrebăm un specialist, un medic, despre starea noastră și să folosim informația primită. Adică cred că e bine să avem încredere în informația medicală pe care o primim. E ușor, e lesne, oricine e tentat să caute ceva, poate și eu în alt domeniu, când am o nelămurire, sunt tentată să mă duc să văd, dar nu cred că aș putea să-mi repar singură mașina uitându-mă pe internet sau, mă rog, așa ca o par, să vă zic, am un animal de companie, orice problemă are, dacă te duci și citești, la urmă găsesc, dar nu cred că e normal să-mi tratez singură animalul de companie. Deci, mai ales când e vorba despre un om și despre propria persoană, cred că e bine să se adreseze specialistul. Da, mai ales atunci când e vorba de sănătate și nu e vorba doar de sănătatea noastră, ci și de oamenii care depind de binele nostru, pentru că discutând atât de deschis, trebuie să recunoaștem că în momentul în care noi nu suntem bine, nici nu mai putem să avem grijă de ceilalți. Nu putem să avem grijă de soții, de familii, de copii. Nu putem să ne bucurăm de lucrurile simple. Și atunci v-aș pune o întrebare ceva mai delicată. Cum afectează cancerul de prostată viața bărbaților? Ați început să-mi spuneți despre acele episoade mai frecvente. Concret, ce se întâmplă? Care ar fi semnele pe care le simte sau le vede un bărbat în momentul în care ar putea să aibă această problemă? Cel mai frecvent și adesea vin și vă spun, noaptea se transformă într-un coșmar. Deci în loc să doarmă, se duc de nenumărate ori la toaletă. Apoi viața de zi cu zi, pentru că aceste micțiuni pot deveni frecvente și în cursul zilei. Da? Ai o activitate de făcut, mergi undeva, te întâlnești cu prietenii sau faci o drumeție. Nu trebuie să te oprești tot timpul că ai o problemă. Asta se vede, e clar că e o afectare importantă a vieții. După care, odată instalată boala, manevrele dacă merg târziu la medic și, într-adevăr,
beneficiază de terapii, însă rămân anumite sechele cu care se pot confrunta și viața nu mai e ca înainte. Dacă boala este foarte evoluată, apar frecvent ca zona de metastazare e despre osul, cred că am spus destul, durerile sunt cumplite și viața nu mai poate fi în niciun caz o viață de calitate. Lucru care normal că influențează și pe cel din jur, în primul rând prin grijă, nu zic că nu mai poți să-i porți de grijă, dar și celălalt îți poartă de grijă și e îngrijorat când te vede așa și se tulbură echilibru nu numai al persoanei respective, ci și al familiei întregi. Bun. În momentul în care depistăm aceste semne, ne-ați spus la început, dar mi-aș dori să recapitulăm ca să fie ușor de înțeles, ce ar trebui să facem? Care ar fi pașii pe care îi facem? Care este primul telefon, prima programare pe care trebuie să ne-o facem? În mod firesc, prima programare este către medicul de familie să-i spun și să primesc îndrumarea către specialist. Acum, specialistul știu cine este, este urologul. În mod firesc și în lumea noastră există și programarea directă către urolog, mă rog, prin cabinetele de tip privat pentru analiza simptomatologiei. E foarte bine, e foarte corect, important este să merg la specialist și important este să mă duc cât mai devreme când am semnele respective. La oncolog ajungem la recomandarea unui urolog sau cum ajungem? Da, în oncologie există o vorbă, am să vă spun, nu există biopsie, nu există oncologie. Deci, prin urmare, la oncolog ajunge, da, la îndrumarea specialistului care a diagnosticat boala și diagnosticul a fost pus de obicei printr-o manevră de tip bioptic. Adică, nu de obicei, ci absolut nu poți să-i spui unui om care are cancer fără să nu îi faci o biopsie. Pentru că e un diagnostic legat de evaluarea celulară și acela este, de fapt, diagnosticul de certitudine și cu care merge la oncolog pentru tratament. Altfel spus, pentru bărbații care ne urmăresc în acest moment, în momentul în care simți că ai o problemă, prima dată ar trebui să mergi fie la medicul de familie, fie la urolog, în niciun caz să ne ducem direct la oncolog. Nu, pentru că e un timp pierdut în care acesta o să orienteze către urolog. De ce? Pentru că, așa cum am spus, boala nu este bănuită sau rezultatul experienței noastre trebuie dovedită. Ori nu poate fi dovedită decât printr-o manevră de specialitate, care este punctia pe care o fac urologii. Doamna doctor, în momentul în care s-a făcut această depistare, dacă ea este făcută din timp, există vreun avantaj pentru pacient? Poate fi ținută mai bine sub control? Se poate vindeca? Da, există și pacienți care în stadiile incipiente beneficiază de tratamentul de tip curativ, adică operația. Este ceea ce se cheamă prostatectomia radicală, adică operația în care prostata este înlăturată cu totul, cu ganglioni și practic pot fi considerați vindecați, pentru că ulterior, boala fiind eradicată local, nu mai au nevoie de tratamente de lungă durată. Poate vor avea nevoie de tratamente ajutătoare de tip radioterapie, dar astea sunt alte discuții. Dar da, există șansa unei boli incipiente și milităm foarte mult pentru lucrul acesta. De câte ori întâlnim pacienți care vin biopsiați, dar cu boală incipientă, să meargă mai departe în a practica intervenția chirurgicală unde este posibil, pentru că au șansa să se vindece. De fapt, scopul este ca în orice facem să ne dorim să vindecăm. Bun, cu alte cuvinte... Când vin în stadiile avansate, cuvântul acesta, vindecare, nu prea mai poate fi pus în discuție. Cu alte cuvinte, dacă este pus un diagnostic din timp, există mult mai multă speranță. Da. Mult mai multă speranță și mult mai puțină manevră medicală. Deci cu cât în oncologie, în general și nu numai în cancerul de prostată, mergi mai târziu la medic, terapiile sunt mult mai complexe, mai complicate și, bineînțeles, de lungă durată. Bun, și în momentul în care se începe un tratament, care poate să fie de lungă durată, ce înseamnă acest lucru în timp? Înseamnă acest lucru în timp, așa cum am spus, acum sunt o multitudine de posibilități terapeutice, dar pe care nu te uiți așa la ele ca într-o linie și alegi deodată, ci e ca și cum ai urca o scară, urci dintr-o etapă în alta, aplici într-un anumit stadiu o terapie, există răspunsul aia, un răspuns care durează un timp, pentru că, așa cum am spus, în stadiile avansate, nemai existând
cuvântul vindecare, există cuvântul de a prelungi viața și de a oferi o calitate a vieții bună. Urcând treaptă cu treaptă, ajungi și, practic, să mărești supraviețuirea acestui pacient. Mă întrebați cât, exact așa cum am zis, nu este o regulă absolută și v-am zis depinde de stadii, dar să ajung la supraviețuire în bolile avansate și metastazate de 5, 7, 10 ani. Deci putem vorbi de astfel de timp. Bun. Recapitulând pentru cei care ne urmăresc, undeva în jurul vârstei de 50 de ani, trebuie să ne gândim serios și la un screening în acest sens. Și o prostată, da. Și că ea trebuie, să zic, urmărită. Să facă un PSA, un PSA care să-l facă anual, pe analiză de sânge, nimic invaziv sau foarte complicat. Valoarea PSA-ului e bine să o vadă un medic, nu să mi-o interpretez singur pe internet. Și ulterior să urmeze pașii care sunt. Ne dorim ca toată lumea să facă PSA și să fie în valori normale și niciodată să nu se întâmple, dar din păcate există un procent de bărbați care vor avea o evoluție la nivelul prostatei nefavorabilă și atunci, urmând drumul de vreme, pot să se trateze și să se vindece. Mergând târziu la medic sau făcând târziu lucrul acesta, boala avansată și șansele sunt altele. Nu zic că nu sunt, dar sunt altele. Bun, mi-ați descris un pic mai devreme niște simptome. Automat, aceste simptome, în cazul în care e vorba de urinări frecvente, trezit în toiul nopții, mers mai des la toaletă, înseamnă că este o suspiciune de cancer de prostată sau ar putea să ascundă și altă afecțiune? Da, poate să ascundă și altă afecțiune, poate să ascundă un adenom de prostată. Eu ce am vrut să punctez este că atunci când există aceste simptome, trebuie mers la medic. Ulterior va face investigațiile care vor fi oarecum sugerate de medic în baza la ce se întâlnește și va afla un diagnostic. Nu înseamnă neapărat că dacă are micțiuni frecvente, are cancer de prostată un bărbat, dar înseamnă că trebuie să evalueze situația prostatei. Și în niciun caz n-ar trebui să mă apuc să citesc pe internet ce înseamnă acele semne. Absolut, da, pentru că așa cum am zis, da, poate să aibă un adenom de prostată care e o afecțiune benignă și care poate fi supravegheată, îndepărtată, nu are niciun pronostic nefavorabil, poate să aibă un cancer de prostată care e altceva. Nu cred că citim pe internet știu să facă diferența singur din astea. E foarte important, încă o dată, să merg la specialist. Mă puteți ajuta cu o vârstă, cu cel mai tânăr pacient pe care l-ați avut și pe care ați reușit să-l diagnosticați la timp, astfel încât să poată avea o viață normală? Da, eu am să fiu sinceră, sunt pacienți tineri diagnosticați care evoluția nu a fost foarte bună în timp. Să zicem, sunt pacienți, adică vreau să atrag atenția că sunt pacienți cu cancer de prostată și între 40 și 45 de ani. Dar așa cum pacienți diagnosticați cu o vârstă tânără, să zicem 50 de ani. 50 de ani este o vârstă tânără pentru un cancer de prostată, dar care în stadiu incipient sunt operați și totul merge foarte bine. Bun. Ca să încheiem cu un mesaj optimist, cât de mult se poate, în momentul în care simțim că avem o problemă, punem mâna pe telefon, sunăm medicul, facem această verificare, iar în momentul în care trecem de vârsta de 50 de ani sau 45 de ani în cazul în care simțim că avem niște antecedente în familie de care știm sau pe care le bănuim, mergem pentru acea analiză, corect? Da. Da. Cam asta este, să zicem, rezumatul discuției noastre și, într-adevăr, optimist faptul că întotdeauna, chiar dacă există o problemă, există și o soluție. Rar sunt situații fără soluție și nu ne dorim să ajungem acolo. Doamna doctor, cu cât lăsăm să treacă timpul, cu atât ne putem duce către locul ăla. Doamna doctor Alina Turcu, vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturile pe care ni le-ați dat și sperăm să nu ajungem la dumneavoastră niciodată cu o problemă, ci mai mult pentru a preveni problemele. Mulțumim mult! Și eu mulțumesc mult! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine!